Norocașcă. Pelocașcă. Hey, Luiz. Ah, Norocașcă. Norocașcă. Salut, salut, oameni buni. Iată-ne într-un nou weekend în care am ieșit puțin. Stați numai un pic că este soare. Am evadat iarăși. Facem o mini-excursie așa pe weekend, o mini-vacanță chiar, la o oră și jumătate aproape de Montreal. O să întorc un pic să vedeți și voi ce superbitate de zonă este aici. Zona unde mergem noi este aproape de parcul Oro, așa se numește. Mai exact la Notre-Dame de la Merci. E o zonă montană, foarte cunoscută, cu diferite activități în toate sezoanele, dar mai ales în sezonul de iarnă, cu schi, cu tot felul de activități. Și suntem în drum spre cabană. Mai avem circa 25 de minute până ajungem. De-abia așteptăm. E prima dată când mergem la cabana aceasta. Și o să vedem ce găsim acolo. Stați alături de noi. Eu, bineînțeles, cu cafeluța. Da, George, cu un pic cu cafeluța, că astăzi el a lucrat, fetele au fost la școală, numai eu am tras chiulul și am rămas acasă. Și cam asta este, aveam mai multe obiective în plan, dar o să vedeți despre ce este vorba. Rămâneți cu noi. O să petreceți weekendul cu noi. Desigur, desigur. Dragilor, am revenit un pic. Zona este prea superbă ca să nu împărtășim cu voi câteva cadre. Și cerul parcă e mai diferit aici, între munți la apus. Are niște culori superbe. Sperăm să avem vreme bună. Sigur va fi aceste 3 zile cât vom sta. Ne-am fixat deja câteva obiective ca să... Primul e să ne odihnim și să dormim așa, relax. Da, și asta e unul din obiective, dar avem și multe locuri de vizitat. Wow, ia uite ce aglomerație de nori. Ai impresia că e o minge de foc pe cer. Poți să vii aici că e iarnă, că e vară, că e toamnă, primăvară. Da, ai ce faci tot anul, ai activități. Poți să pescuiești, diverse activități. Sigur, tocmai asta spuneam, că ei se organizează de așa natură încât să poți veni ca turist în orice anotimp, să te bucuri de activități, de natură, de liniște. Exact. Fiecare cu ce îi place. Cine vrea se relaxează, cine vrea pescuiește, cine vrea la schi. Este și plaja aici, în zona unde mergem noi. Este și plajă, camping. Am văzut acolo. Dar na, rămâneți alături de noi și vă vom mai arăta când ajungem la Căbănuța. Da, vă dezvăluim tot ceea ce vom găsi acolo. Am ajuns. Vrem să facem gălăgie. Ia ascultați un pic păsările. Da, haideți să vă arătăm. Asta este Căbănut, asta este cabana. Vedeți? Mai este una. Da, mai avem aici niște vecini. Așa, bineînțeles că noi mai așteptăm și noi pe cineva. Ia uitați, facem așa un tur în exterior. Frumos, frumos aici. Nu mă zic ce aer curat și fain miroasă. Miroasa muguri de bran. Oh, aici avem un loc ușor unde o să facem un foc de seară. Foc de seară. Aici cred că să jucăm ceva, nu știu, ceva de nisip. Da, este un joc cu bile, am uitat cum se cheamă. Probabil aici o terasă, o... asta ce-i? O butelie de gaz, cred că. Așa, iar aici e pădure. Vă zicem ce liniște aici, ce... E o liniște mormânt. Wow, super! Foarte frumos. Super! A, ce aici au fosa, vedeți? Ce bine miroase! Aici avem barbecue, cred că o să-l și utilizăm în seara asta. Așa. Ia să vedem dacă este cineva acasă. Ia uitați, lemne la discreție, ia uitați ce e acolo. Vedeți? Lemnele. Ia să vedem. Bună ziua! Cineva acasă? Primiți gașca cu voi? Da, bine ați intrat! Bine am intrat! Bine am venit! Hai să descălțăm! Bună! Bună! Ça va? Da? Ia să vedem! Acum intrăm și noi prima dată. George, încearcă să ții camera cât mai dreaptă. Stați să mă descalț și eu. Să-mi dau șoșonii jos. Șoșonii? Ia uite, aici o cameră. Da, aici o cameruță cu un pat. Cu un dressing, ceva. Aici o altă cameră cu un pat queen. Ia uitați-vă, cu ferestruică, frumos. Ia să vedem, dimineața când ne-am trezit. Avem aici super view spre pădure. Am preluat eu camera de la George, că George văd că se mișcă cu ea în mână. Uite așa face, uite așa. Aici un fel de living, chiar e living. Living cu bucătărie. Televizor, Wi-Fi. Avem Wi-Fi, joculeții pentru copii. A, ce măsuță simpatică, fix din lemn. Bucătărioara, cred că aici ai baia, nu? Sau mai este o cameră? Da, e Luiza la baie. Ai, Luiza la baie. A, uite, asta îmi place mie. Ia uite. Are o mică terasă aici, să vedem dacă reușesc să deschid. George, ajută-mă, te rog. Cred că e din cealaltă parte, nu? Ia, Luiza. Ia să vedem. Wow. A, merge, bravo, mulțumesc. Vezi ce înseamnă să te pricepi? Aoleu, dar este rece aici. Păi na, e de asta, e doar cu pânză. A, e doar cu plasă. Asta, da, e doar plasă și probabil iarna o închide, dă jos plasa și pune sticlă. Ia uite cum măsuța aici. Nu are, adică... Aici o să ne bem cafeaua mâine dimineață, dragilor. Exactos. Așa, aici barbecue regulamentar. Da. Așa. Cam asta e turul Căbănuței, ne place foarte mult, am văzut și în poze, dar parcă în realitate arată mai bine. Așa că o să descărcăm și noi din mașini și mai vedem ce mai facem. Ei, salutare, salutare! Suntem în prima noastră zi de vacanță, de mini-vacanță, ca să zic așa. Am ieșit aici în apropiere, este un târg de produse locale, tradiționale, naturale. O să întorc un pic camera și o să vedeți și voi despre ce este vorba. Ia uitați, pâinică, tot felul de produse naturale. Eu deja am cumpărat niște gemuri de aici. Sunt făcute fără zahăr. Trebuie aștept să le insertăm. Ia uitați, vinuri. E o mică piațolă aici, dar este un punct turistic. și foarte bine amplasat, strategic. Ia să vedem. Pul. O de? Pul. De pul, de... Chel, cred că e de asta, de cele mici. Prepeliță. Și canat. Rață. De rață. De ouă de găină, prepeliță și rață. E cum $100 cu peza? Ok. Dă-ne-mă la. Vrei să luăm și niște din asta pătrunjel de grădină? Nu știu. Și șapa pe țară, avec mes légumes, t'as envie, je m'excuse. C'est pas grave. C'est corect. Dă-ne-mă l'argent. Da, sunt plei. Ia să vedem cât $5 de asta. 12 ouă. De ce sunt? De găină sau de... De găină. Cum așa mi-au preferat? Da, asta cred că-s de rață. Nu contează, lasă, să știu. Să se... Se canal? Non, c'est tout poule. Ah oui? Les bleus? Oui, ça c'est tout poule. Ah, ok. Canard, c'est plus gros. Plus gros, oui. Merci beaucoup! Bianca, Luisa spunea că și-a găsit brânza ei preferată. Ce fel de brânză? Unde? Unde? Ia, aici? Câte o de? Ok. Bonjour! Cum ça? Cum ça? Combien ça coûte? 6,50. Celui-là, il est à la ciboulette. Celui-là, il est ordinaire. Deci asta e o brânză tradițională, făcută aici. Da. Ça s'utilise pour la poutine aussi, non? Oui, oui, oui. Din asta în cacea. Wow! Ia! Yeah! Am vrut aici mai fericită. De la poutine ce soir. Oui! C'est une bonne idée, moi aussi j'ai acheté ça. Mais c'est ça, les enfants aiment ça. Merci beaucoup! Ia uitați, v-am găsit și miere aici. Bomboane de miere de albine. $4, da. Vrei așa o punguță și ia și un borcanel de miere, nu? Dacă tot am ajuns aici. Ata. Ia. Nu știu, iau unul mic să încep. De trèfle, level, perceval, sarrasin, miel de cremeux. De care vrei să alegi? Uite, iau unul mai potrivit. Nu, dar o să luăm de ce... Iei altceva? Vrei să iei altceva? Sarrasin, e plus corsé celui-là. C'est plus corsé. C'est plus fort. Et combien? E $7,75. Și ai mai luat și bomboanele? Da. 11. Ok, deci $12 borcanelul de miere. $12,25. Așa, și ce mi-a luat? Săculețul de bombonele, ia să vedem. $4,50. Bombonele cu miere de albine. Ok. Oplai. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Ia să vedem și aici ce mai este. Ok. Mersi. Dezinfectant de mâini. Și asta. Da, nu neapărat, nu sunt. Păi dă-le la cineva, măcar cu păcătă. Ok. Ok. Noi am cumpărat ceva. Am luat un borcanel de miere, am mai luat unul de gem aici, am pus în asta. Stai să închid și camera. Uite aici afară avem ceva măsuțe pentru picnic. Aici o mică rulotă cu produse preparate din carne, salamuri, brânzeturi, tot felul de chestii. El s-a trezit. Și aici o zonă frumoasă de picnic, lângă apă, unde să te poți deconecta, muntele aproape. Foarte frumos. Am ajuns la plaja Sandona. Suntem aici în gașcă. La 17 km specifică de... Da, la 17 km de cabana unde suntem cazați, este plaja Sandona. Am ajuns acum aici, e plin de lume, ia să vedeți. Plin de lume, care cu bărcuții, care la plajă, care cu skyjet-ul, care pentru barbecue. Fiecare cum îi place, cum dorește. Ia, George, ești pregătit pentru plajă? Nu? Ia uite, fetele se trag cu rotița. Așa. O să încercăm și noi să filmăm cât mai puțină lume. Adică îl filmez numai pe George. O zonă superbă și aici. Să știi că nu e chiar așa de cald. Da, dar m-am trecut și tu, trebuie să... Mai încerc să nu filmez chiar toată lumea care stă la plajă, toate doamnele și domnișoarele. Asta este așa... Vizionez în particular. Ia uite aici, plin de iahturi. Hello! Da, apar și tu în cadru. După ani și ani. Așa. Vai, dar nu mi-am luat slipul, ci m-aș fi bălăcit un pic. Păi, na, ce să faci? Asta e... Ia uite aici. Vai, dar nu... De închiriat o bărcuță. Zona e superbă. O să ne așezăm și noi undeva, să mai profităm un pic de soare și de vremea bună. S-a lăsat bărcuța aici, George? Ne putem urca? Și am plecat. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 locuri. Super. Ia să ne uităm și noi câte una. Da, astea cred că se închiriază aici. Da, eu nu știu, eram într-o... Ce faceți? Ce facem? Uite, pregătim masa. Nici nu ne-am schimbat de pijamale. Avem oameni flămânzi aici. Neam. Bună dimineața! Sau bună dimineața la ora 12. Dragilor, gata, am plecat de la cabană. După 3 zile, 2 nopți și câteva ore. Ne-am relaxat, ne-am destins. Super. Cum a fost, fetele? V-a plăcut? Da, a fost foarte fain. Super fain. Am petrecut, bineînțeles, 2 familii. A fost super, mâncare din belșug. Nu, am avut tot ce a trebuit, în primul rând liniște, natură, aer curat cât cuprinde și a fost foarte bine, am vizitat împrejurimile. Acum ne îndreptăm spre Montreal, dar în drumul nostru am hotărât să ne oprim la o fermă de căpșuni. Să vedem dacă culegem sau îi cumpărăm gata. Da, culeți. O să vedem. Vedem la fața locului ce și cum. Ne-ar face plăcere să le culegem noi, dar o să vedem dacă ne dă voie sau o să cumpărăm în coșulețe. Gata, culese. Așa că stați cu noi și revenim. Vă lăsăm așa o priveliște superbă. Ieșim dintre munți și ne îndreptăm spre Montreal. Așa că rămâneți aici. Am revenit. Tot din mașină. Tot din mașină. O să facem și încheierea de aici, pentru că din păcate ferma este închisă. Finii noștri au ajuns înainte, pentru că noi am oprit și am pus benzină. Și din păcate ferma se deschide pe 23, nu? Iunie. Da, pentru laculeț de căpșuni. Laculeț de căpșuni. Ferma e deschisă, dar nu pentru căpșuni. Nu pentru căpșuni, așa că next time. Data viitoare o să facem poate un vlog complet despre culesul la căpșuni. Așa că, dragilor, încheiem și noi aici, ne îndreptăm spre Montreal, spre casă. Încheiem duminica odihnindu-ne acasă. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit, că sunteți și rămâneți alături de noi. Și continuați să o faceți. Bineînțeles. Și nu uitați de like, subscribe, share și toate nebuniile care vă trec prin cap. Vă pupăm, vă iubim și vă așteptăm la următoarele vloguri alături de noi. Bye, gașcă!